Doberman. Doberman Pinscher este o rasă de câini de pază și urmărire, având originea în Germania și care a fost creată în secolul al XIX-lea de un colector de taxe, pe nume Carl Friedrich Louis Doberman. Acesta împreună cu Otto Goeller au dorit să obțină un câine de pază cu aptitudini mult mai bune și mai impunător fizic, care să-i apere în munca lor. Pentru a obține această rasă au făcut încrucișări între rasele de câini, Rottweiler, Pinscher, Bocron și Manchester Terrier, după multe împerecheri între rase. A fost creat câinele mult dorit, pe care l-au numit Doberman sau Doberman Pinscher. Au reușit să creeze un exemplar canin de talie mijlocie cu o combinație ideală între forță, loialitate, inteligență și ferocitate. Recunoașterea oficială a acestei rasei s-a făcut în anul 1900. Aspectul fizic. Sunt câini de talie medie, cu corpul compact și mușchiulos. Cu pieptul bombat în față și suplu spre spate. Picioarele sunt lungi, puternice și bine dezvoltate, cu labe mari și gheare ascuțite. Gâtul este lung și mușchiulos. Cu capul mic și bot tronconic cu dantură puternică. Capul este lung, iar culoarea nasului depinde de culoarea blănii, negru la câinii negri. Maro la cei maro și gri închis la câinii Doberman cu blana albastră. Ochii sunt poziționați normal, expresiv și inteligenți. Are urechile triunghiulare, sub formă de scoică și mereu ținute ciulite. După primele trei zile de viață, coada li se taie scurt. Au un mers triumfător și elegant și tot timpul în stare de alertă. Masculii pot atinge o înălțime cuprinsă între 68 și 72 de centimetri și o greutate cuprinsă între 40 și 45 de kilograme. Iar femelele pot atinge o înălțime cuprinsă între 64 și, și 68 de centimetri și o greutate cuprinsă între 27 și, și 41 de kilograme. Femelele pot da naștere între 6 și 10 pui. Personalitate. Doberman este un câine de pază care are nevoie în permanență de supraveghere și coordonare din partea stăpânului. Este un câine foarte energic și dornic de mișcare, nu dă dovadă de frică sau ezitare. Este inteligent și loial, are abilități deosebite de agilitate și apărare și sunt foarte agresivi. Răspund foarte bine la probele de dresaj. De aceea firea lui agresivă se poate ține sub control. Sunt câini care trebuie dominați de stăpânii lor și care trebuie învățați de mici să se supună. Femelele sunt mai încăpățânate și mai greu de stăpânit decât masculii. Este un câine destinat pentru pază care se află în topul celor mai bune rase cu asemenea abilități și s-a dovedit de-a lungul anilor un câine loial pentru familia cu care a crescut și un bun animal de companie pentru persoanele. Cu activitate fizică foarte activă. Trebuie învățat de când este pui să socializeze și cu alte animale din gospodărie și nu poate fi lăsat în compania copiilor, fără a fi atent supravegheați. Sunt folosiți de forțele de poliție ca și câine de pază și urmărire, dar și în programe terapeutice. Sunt câini de patrulare la exterior pe un perimetru cât mai extins și cărora le place mișcarea. Pentru persoanele străine sunt un adevărat pericol și în prezența acestora, chiar și supravegheați sunt agresivi și oricând gata să treacă la atac direct. De aceea se recomandă să fie ținuți într-o locație sigură, când aveți musafiri. Pe perioada timpului rece, trebuie protejați datorită blănii scurte. Alimentele și modul de hrănire. Cu o alimentație bună și de calitate, se va putea menține sănătatea, condițiile fizice și longevitatea câinelui. Hrana trebuie administrată în funcție de perioada de creștere, de vârstă și de activitatea fizică pe care o face zilnic. Hrana gata preparată uscată, are în compoziția acesteia tot necesarul de vitamine și proteine, de care are nevoie câinele și în plus este pentru toate categoriile de vârstă. Mâncarea uscată nu se strica în condițiile depozitarii, poate fi luată și la pachet în cazul unui drum lung. Dar tot mai recomandat este să fie hrănit cu hrană naturală, Preparată acasă. Hrana preparată are avantajul că în ea se regăsesc toate substanțele nutritive în stare naturală. Dar are și dezavantajul că necesită o atenție deosebită pentru prepararea echilibrată și timpul necesar acordat. Dieta câinelui trebuie să conțină neapărat următoarele produse: carnea care este produsul principal în alimentația câinelui și este sursa principală de proteine cu valoare nutritivă ridicată și trebuie să fie de cel puțin 30% din volumul de hrană. Carnea poate fi de vită, mânzat, miel și va fi exclusă cu desăvârșire carnea de porc. Carnea trebuie să fie proaspătă și de preferat să fie tăiată în bucățele medii. Pentru câinele adult pot fi utilizate și măruntaie din carne fierte, castomac, inimă, ficat, plămâni. Oasele mici se vor folosi doar la prepararea fierturilor pentru a le da gust și apoi se vor arunca. Începând cu vârsta de două luni, cățelul poate primi ca să roadă oase mari de vită, astfel cățelul își antrenează musculatura maxilarelor și își curăță dinții. Peștele este o sursă valoroasă pentru proteine și substanțe minerale. Peștele oceanic se dă crud, curățat de oase și tăiat bucăți pentru căței mici. La câinii adulți poate fi dat întreg, cu tot cu oase. Peștele poate fi dat ca hrană odată sau cel mult de două ori pe săptămână, care va înlocui cantitatea de carne. Cantitatea de pește trebuie să fie de două ori mai mare, decât cea de carne. Deoarece valoarea nutritivă a peștelui este mai mică decât cea a cărnii. Un alt produs cu valoare nutritivă ridicată este oul. Însă albușul crud se asimilează foarte greu și conține o substanță care distruge vitamina H și se recomandă ca oul să fie fiert înainte de a hrăni câinele sau cel puțin. Doar gălbenușul să fie crud și combinat cu alte produse. Se recomandă să se dea de maxim două ori pe săptămână. Lactatele sunt recomandate ca alimente pentru câinii de orice vârstă și în special se recomandă brânza de vaci și derivatele din aceasta ca, kefir, iaurt, etc. Brânza de vaci este sursa principală de calciu care se asimilează ușor și de proteină. Laptele integral se recomandă să se excludă din meniul câinelui pentru că provoacă dereglări ale stomacului. Sunt recomandate în alimentația câinelui cerealele, precum orez, ovăz, dar în cantități mici. Pâinea se recomandă în cantități mici și uscată, de preferat din faină de secară sau graham. Legumele precum morcov, varză, dovleac, etc. sunt recomandate să fie incluse în meniul câinelui zilnic și să fie rase sau tăiate mărunt. Verdeața crudă precum pătrunjelul, salata, mărăr, ceapa verde, sunt recomandate pentru conținutul bogat de vitamine. Fructele se dau în cantități mici și sub formă de desert. În meniul câinelui, alimentația naturală trebuie să conțină neapărat vitamine și proteine. Următoarele produse trebuie evitate din alimentația câinilor, produsele făinoase, paste, pâine, cartofi, care nu sunt asimilați de organism mazărea, fasolea, dulciurile, produsele sărate sau oțețite, mezelurile și oasele tubulare care pot produce așchi ascuțite. Mâncarea nu se condimentează sub nicio formă. Dacă doriți să treceți de la alimentația naturală la alimentație uscată și invers, trebuie să o faceți treptat în decursul a două sau trei săptămâni. Evitați amestecul de hrană gătită, naturală, cu hrană uscată, care poate duce la multe reacții dăunătoare câinelui. Este important să evitați alimentele procesate și să optați pentru alimente naturale și sănătoase. De asemenea, este important să oferiți câinelui dumneavoastră suficientă apă proaspătă și curată. Îngrijire. În ceea ce privește îngrijirea, Dobermanul are nevoie de o periere săptămânală pentru a-și menține blana curată și sănătoasă. Este important să-i tăiați ghearele la fiecare două săptămâni și să-i curățați urechile cu regularitate pentru a preveni infecțiile. Puteți folosi o perie cu dinți mai lungi și mai moi. Pentru a preveni deteriorarea blănii. Periajul trebuie să fie făcut în direcție creșterii firului de păr și trebuie să fie făcut cu grijă pentru a evita ruperea sau deteriorarea firului de păr. Pentru a curăța urechile, trebuie să utilizați o soluție specială pentru curățarea urechilor câinilor și o lavetă de bumbac. Înainte de a începe curățarea urechilor, Asigurați-vă că aveți toate materialele necesare la îndemână. Puneți câteva picături de soluție pentru curățarea urechilor pe o bucățică de lavetă de bumbac și ștergeți ușor interiorul urechii. Nu introduceți niciodată vată sau alte obiecte în urechea câinelui, deoarece acestea pot provoca leziuni sau infecții. Dresajul Dobermanul este o rasă inteligentă și loială, dar poate fi și destul de încăpățânat. Este important să începeți dresajul când este încă pui, pentru a preveni comportamente nedorite mai târziu. Dobermanul este o rasă activă și are nevoie de multă mișcare și exerciții zilnice. Ar trebui să-i oferiți cel puțin o plimbare lungă în fiecare zi și să-i oferiți ocazional exerciții mai intense. Cum ar fi alergarea sau jocul cu mingea? De asemenea, ar trebui să-l antrenați pentru a face diferite activități, cum ar fi agilitatea sau dresajul de pază. Aceste activități îl vor ajuta să-și mențină mintea și corpul în formă. Dresajul ar trebui să fie pozitiv și bazat pe recompense, cum ar fi mâncarea sau jucăriile preferate ale câinelui. Este important să evitați pedepsele fizice sau verbale, deoarece acestea pot duce la anxietate și comportamente agresive. Dobermanul este o rasă excelentă pentru dresajul de pază și protecție. Pentru a-l antrena ca un câine de pază, trebuie să începeți cu dresajul de bază și să construiți de acolo. Este important să-l învățați comenzii precum stai la locul tău și lasă. De asemenea, ar trebui să-l antrenați să rămână liniștit în prezența altor oameni și animale. Pentru a-l antrena ca un câine de pază, ar trebui să-l expuneți la situații noi și diferite pentru a-l ajuta să se obișnuiască cu zgomotele și mirosurile din jur. De asemenea, ar trebui să-l antrenați să recunoască persoanele familiare și cele necunoscute. Răspunde foarte bine la dresajul de supunere. Dar este nevoie de fermitate și de stimulare pozitivă pentru obținerea celor mai bune rezultate. Doberman este deseori utilizat ca ghid de orientare pentru persoanele cu dizabilități. Bolile la care este predispusă rasa. Dobermanul este o rasă sănătoasă în general dar există câteva afecțiuni la care sunt predispuși. Acestea includ, displazia de șold și articulațiile picioare, boli cardiace, boli oculare, hipotiroidism. Pentru a-l deparazita pe dobermanul dumneavoastră, ar trebui să-l duceți la veterinar pentru a-i face un examen și pentru a-i prescrie medicamente adecvate. Există multe tipuri de paraziți care pot afecta câinii, inclusiv purici, căpușele și viermii intestinali. Veterinarul dumneavoastră poate recomanda un program de deparazitare care să se potrivească nevoilor specifice ale câinelui dumneavoastră. Este important să-l deparazitați pe dobermanul dumneavoastră regulat pentru a-l ajuta să rămână sănătos și fericit. Este important să-l duceți la veterinar pentru examene regulate și să-i oferiți o dietă sănătoasă pentru a-l ajuta să rămână sănătos. Dacă vă doriți un câine loial de pază, un însoțitor de nădejde pentru dezabilității și un cavaler mândru, care să vă însoțească pe parcursul a 11 sau 13 ani. Atunci câinele din rasa Doberman este o alegere perfectă pentru dumneavoastră. La revedere.